În jurul unui divorț Mișu Ste Popescu vrea să divorțeze. Lung prilej de vorbe și de ipoteze. Unii spun că Mișu singur e de vină, că la ei în casă n-a fost zise nină, că nu poate nimeni să-i mai intre în voie și a avut norocul de a găsi pe Zoe, care-i rabdă toate de când l-a luat că desigur alta n-ar fi răbdat nici măcar o lună însă biata fată este bunătatea personificată Că înainte Zoe până nu l-luase a respins partii mult mai serioase George Atanasiu când era flăcău Goldman de la Credit Guță Popândău îngroșiș de vinuri o partidă rară și cu care Mișu nici nu se compară toți cu situații și destul de bine refuzați de dânsă ca să ia pe cine, că săraca Zoe, când l-a cunoscut, era fără slujbă și dator vândut. Că de atunci încoace ea zadarnic speră că el nu are în casă nicio manieră, nu respectă seara orele de masă, rare ori cu leafa nimerește acasă, frecventează cele mai de jos localuri și să ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru mai fenomenal. Mișu popescu este imoral. Parcă ea nu știe că de acum un an lui se ține cu Madame Verlan. O caricatură, un chibrit, o aia cu piciorul mare și cu păr cât claia, o mahala Joic, afectată, rea, de se miră lumea ce-a găsit la ea. Alții spun că totuși nu-i devină el, că de contra, Mișu e un soț model. Însă ea, ca este o ingrată, că ar fi stat și acum tot nemăritată, dacă din păcate nu s-ar fi găsit un neghiob ca mișu, un îmbrobodit, Ca luat-o tocmai de pe la vas lui, unde se dusese la un văr de-al lui care avea la dâns și casă cu chirie și vorbeau adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă, că Duduca Zoe scutura prin casă și nu zice nimeni că era bigotă, însă franțuzește, nu știa o iotă. Că găsind odată niște cărți franceze, a rugat pe Mișu să o inițieze. Promitea fetița. Tot așa mereu, azi o sărutare, mâine, mai știu eu, ba cu franțuzească, ba cu scuturatul, până când la urmă a încurcat băiatul. Toate astea însă la un loc, de notă, că a luat-o goală fără nicio dotă. Trei perechi de case știe Dumnezeu. Trei perechi de mofturi. Nu o spun mai eu, întrebați pe Lambru. Pe Madame Palade, o persoană în vârstă foarte cum se cade. Și pe toată lumea care o cunoștea, a luat-o numai cu ce a fost pe ea. El putea, desigur, altfel să se însoare. Dar, în loc să-i fie recunoscătoare, să-l respecte în casă și să-l menajeze, ne din contra. Ține să dicteze. Mișu nu e liber nici măcar un pas, toată lumea vede că l-a dus de nas. Dar, în schimb, firește, ea, de la început, fără nicio jenă, a făcut ce-a vrut. Seara, când o cauți, pleacă la cucoane. Ziua se ocupă numai cu romane, iar bucătărea sa, că o schimba femeia, are tot pe mână, până când și cheia de la magazie și de la dulap. Care va să zică și-a făcut de Alții spun că Zoe, la Madame Lipan, a întâlnit pe unul Iorgu Damian, flutur de saloare mare pușlama. Că între ei desigur exista ceva, fiindcă ea, într-o clipă de sinceritate, a scăpat o vorbă la Madame Stamate. Ah, mașer, ce nobil și distins băiet! Iar Madame Stamate n-a ținut secret și destul să afle câteva persoane. Tot atunci se vede, una din cucoane, i-a făcut pe semne lui o anonimă unde îi scălise doar atât, cu stimă. Și scria acolo, spun de auzite, că Madame Popescu prea se compromite. Dar el n-a citit-o nefiind francată. Și a trecut și asta. În sfârșit, odată, trebuind să plece mișul la vas lui pentru niște case, un amic de-al lui, unul de la bancă, l-a pornit cu sila să ia trenul numai până la Chitila și să stea acolo tocmai timpul strict ca să poată să-i prindă în flagrant delict. Că venim Popescu și văzând lumină, a intrat în curte tocmai prin grădină și bătând la ușa care dă în salon, cineva din casă i-a strigat, Pardon! Zoe sta de vorbă. Nici nu s-a aștepta, că era devreme. vreme. Zece și ceva. Și crezând că-i mâța sau vreun alt ecou, când văzu că-i mișu, a rămas tablou. El părut deodată foarte încântat. Mă iertați, le zise, că v-am deranjat. Puse apoi paltonul peste geamantan și venind cu încetul către Damian, care sta să plece, zise Bună seara! Damian atunci s-a făcut caceara. Nu mai stați de vorbă? Poate că ți-e somn, te grăbești prea tare mult, stimate domn. Și zicând acestea cu o voce calmă, vreau să-l ia de guler și să-i dea o palmă. Domnule Popescu, nene, stai un pic, pe parola noastră că n-a fost nimic. Damian, săracul, nu știa ce zice. Dar găsind la urmă un moment propice, când văzu că treaba tot mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certară furcă. Ea lua cu bine, nu-l scotea din dragă, socotin că astfel va putea să o dragă, dar la urma urmei, ca să-l gata, a început să facă ea pe supărata, că o l-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa mojic. Și întorcând o clipă capul îndărăt, i-a strigat de nușă, te-ai prostiditat! Toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce a fost între ei. Vineri toată lumea a putut să-i vadă, Amândoi alături, braț la braț, pe stradă. Ei, și știți, aseară, după aceasta ploaia, ce a aflat tânțica de la Procopoaia, când s-a dus să-i ceară un model de șorț? Că Madame Popescu nu mai dă divorț.